Ascultă, Dana, cu povești, ce-ai să vezi, cu să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună. Salut copii! La mulți ani! Bine ați venit în anul 2024 la prima poveste de pe acest an. Am ales o poveste foarte specială, care mie îmi place foarte mult. Așa cum v-am obișnuit de fapt pe acest canal, vă arăt doar cărțile mele favorite și astăzi vreau să vă prezint Să dormi ca un tigru. Este vorba despre o carte scrisă de Mary Loeb, ilustrată de Pamela Zagarenski și apărută în limba română la editura Frontiera. O să vă placă cu siguranță, așa încât stați până la final să vedeți despre ce este vorba. Haideți să vedem așadar de ce ne invită această carte să dormim ca un tigru și mai exact ce înseamnă să dormi ca un tigru, adică cum o dormi un tigru? Din câte știu, tigru doarme afară, nu are căsuța lui, așa-i? Probabil undeva în junglă sau în savană. Oare unde locuiesc tigrii copii? Hai să vedem, ne spune cartea asta? De fapt, această carte este povestea unei fetițe. O fetiță care, așa ca mulți dintre voi, nu vrea să meargă la culcare. Și împreună vom învăța de ce e bine să mergem la culcare, cu ce ne ajută pe noi somnul și, în cele din urmă, ce înseamnă să dormi ca un tigru. Haideți să citim împreună povestea de astăzi! A fost odată o fetiță care nu voia să meargă la culcare, cu toate că soarele coboruse de mult de pe cer. Ia uitați-o pe această fetiță. Îi spuse mamei, nu-s deloc obosită, iar tatălui îi spuse, pur și simplu nu-mi e somn. Oare câți dintre voi faceți asta cu părinții voștri? Cât spuneți exact aceleași cuvinte? Nu mințiți, că știu că nu vă place să dormiți. Părinții încuvințară și-i spuseră că nici nu trebuie să se culce, dar ar fi bine să-și pună pijamaua. Fetița își alese pijamaua preferată, cea care se potrivea de minune cu cerul nopții. Sunt cât se poate de trează, anunță ea sus și tare. Nu e nicio problemă dacă nu doarme, încuvințară mama și tata. Dar ar fi bine să se spele pe față și pe dinți. Fetița a făcut tocmai. Se simți tare bine, așa curată și primenită. Apoi se cățără în pat, deoarece era o îndelenicire cât se poate de plăcută. Și se întinse cât era de lungă sub așternutul proaspăt și răcoros. Acolo rămase liniștită, asemenea unei vidre, care plutește molcom pe apele râului. Oare toate câte sunt pe lume merg la culcare? Întrebă ea. Da, îi răspunseră părinții. Chiar în clipa asta, câinele nostru doarme ghemuit pe canapea, unde știe prea bine că nu e locul lui. Iar pisica doarme buștean, lungită în fața șemineului, care e cel mai călduros loc din toată casa. Bine, dar liliecii? Întreabă fetița. Liliecii nu dorm. Nu dorm noaptea, spuseră părinții, dar în timpul zilei își strâng aripile la piept, își ascund căpșoarele și dorm, atârnați cu sus în jos în cel mai ferit loc din șură. Dar balenele dorm? Întrebă fetița. Sigur că dorm, înoată lin în cercuri mari de apă și dorm. Dar melcișorii? Întrebă fetița. Melcișorii se strâng și ei în cochilia lor ca niște colăcei cu nucă. Chiar și urșii dorm? Întrebă fetița. A, urșii sunt cei mai mari somnoroși. Își pregătesc un culcuș îmbietor sub zăpadă și dorm cât e iarna de lungă. Cât e iarna de lungă? Prea mult, spuse fetița. Dar cele mai multe animale dorm doar noaptea, spuseră părinții, învelind-o bine sub plapumă. Știu eu un animal care doarme pe rupte, le zise fetița.
care?" o întrebară ei. "Tigrul din junglă!" Ia uitați, copii, că am aflat unde trăiește tigrul. Când nu merge la vânătoare, își caută un loc umbros, închide ochii și doarme tun. De aceea e așa de puternic. Sunteți de acord, copii? Mm-hmm. Așa este, somnul te ajută să fii puternic, spuseră părinții. Apoi o sărutară, stinseră lumina și rămaseră o clipă în prag. Tot nu-mi e somn, spuse fetița. Știm, răspunseră ei înțelegători. Poți să stai trează toată noaptea. Apoi lăsară ușa întredeschisă cât un firicel. Patul fetiței era cald și ademenitor, ca un cocon din pânzeturi moi, ca un cuib din pături fine. Spre deosebire de câinele ghemuit pe canapea, acolo era locul ei. Se răsuci în așternut până găsi locul cel mai călduros, asemenea pisicii din fața șemineului. Își adună brațele la piept, precum liliacul aripile. Se roti în cercuri asemenea balenei și asemenea melcișorului. Apoi se ghemuia adânc ca un urs somnoros și precum tigrul cel puternic, simți cum o ia încet somnul. Ia uite că a adormit fetița noastră. Această carte nu ne spune cum se numește această fetiță. Poate intenționat, ca să puteți fiecare dintre voi să fiți această fetiță din carte. Chiar dacă poate tu, cel care te uiți la această poveste, ești băiat. Poți să fii un copil care simte exact ce simte această fetiță. Pentru că sunt convinsă, dragii mei, că în unele zile le spuneți părinților exact ceea ce spune fetița din poveste. Nu vreau să dorm, nu pot să dorm, sunt cât se poate de treaz. Se întâmplă, nu-i așa? Dar uite că aflăm ceva important din această carte. Somnul este foarte bun și odihnitor, ne ajută să fim puternici, să creștem mari și, la fel ca noi, toate animalele dorm. Sigur că e normal să nu vrem să dormim în unele zile, pentru că poate nu suntem obosiți sau poate mai vrem să ne jucăm atât de mult. Dar vedeți voi, din păcate, unele zile sunt mai pline ca altele și nu avem suficient timp. De asta și mie personal mi-ar plăcea ca o zi să fie mai mult de 24 de ore sau să fie suficient să dormim 24 de minute. Dar din păcate, dragii mei, avem cu toții nevoie de somn. Cei mai micuți au nevoie de mai mult somn, 10-12 ore pe noapte, iar cei mai măricei și cei așa ca mine, cel puțin 8 ore pe noapte. Este foarte important ca aceste ore să le dormim, pentru că atunci creierul nostru se regenerează, da? Își dă un reset și a doua zi funcționează așa cum trebuie. Dacă nu dormim suficient, ați observat cu toții cu siguranță, nu ne putem trezi a doua zi dimineață. Și dacă ne putem trezi, o să fim așa fără energie toată ziua și o să așteptăm somnul de amiază sau cel de seară să dormim pentru că nu o să mai putem de oboseală. Așa-i? Și atunci, revenim la ideea acestei cărți absolut minunate. E foarte important să dormim. Ca un tigru sau poate ca alt animal, dacă nu neapărat vă place tigrul. Apropo, care este animalul vostru cu care dormiți noaptea? Sau o fi vreo păpușă sau vreun bebe sau ceva diferit? Uitați, de exemplu, fetița mea doarme noaptea cu Baltazar. Baltazar este o jucărie de pluș creată cu mare drag de prietena mea Melania de la Lumea lui Țițibuș, pe care vă recomand cu mare drag în caz că vreți și voi o jucărie a voastră personalizată, care să vă placă mult, mult de tot. Vă las în descriere mai multe date despre ea, unde puteți să o contactați pentru comenzi. Așadar, dragilor, nu uitați ca în fiecare seară să vă ascultați părinții și să mergeți la somn la aceeași oră, pentru că e foarte important să dormiți suficient noaptea. Așa că, în seara asta, atunci când mami zice la culcare,
vreau să nu mai aud. Nu vreau! Nu încă! Ci mai degrabă să spuneți: bine, mami, hai să citim o poveste împreună! Și apoi alegeți-vă povestea preferată și animăluțul preferat cu care să dormiți și închideți ochișorii și lăsați corpul să se relaxeze și o să vedeți voi că Moșene sigur vine pe la voi. Nu știți cine e Moșene? Am scris o poveste despre el. Uitați aici, puteți să o accesați dacă încă n-ați văzut-o. V-am pupat și ne vedem cu mare nerăbdare săptămâna viitoare! Pa, dragilor! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună!